Odată cu edificarea unei piețe moderne, după 50 de ani, numărul producătorilor care vin să-și vândă produsele bio a crescut. Profitând de aceste condiții, și numărul cumpărătorilor a crescut, aici prețurile fiind mult mai mici decât în alte piețe. Și aici canicula pune mari probleme producătorilor, aceștia culegând doar cu o seară înainte legumele și fructele pentru a fi vândute proaspete. Piața agroalimentară din Baia de Arama a devenit extrem de populară după ce a fost reabilitată. Numărul producătorilor a crescut considerabil, iar prețurile sunt accesibile. Aceasta atrage zilnic un număr mare de clienți care vin să achiziționeze produse proaspete și de calitate. Atmosfera din piață este animată, iar diversitatea produselor oferite contribuie la succesul acesteia. Clienții sunt extrem de bucuroși și vin din diverse părți ale zonei pentru a cumpăra produse proaspete direct de la producători. Această afluență de vizitatori subliniază succesul pieței reabilitate și încrederea acordată de cumpărători produselor locale. Condițiile în piață acum? Foarte bune, e veceu, mese, curățenie, toate calitățile are primarul ăsta. A făcut ceva frumos. Merită să șase primar 50 de ani. Până acum, cum erau condițiile? Până acum au fost foarte rele, dar acum sunt foarte bune. Și-a dat interesul. Cum sunt prețurile în piața din Baia de Arama? Sunt accesibile, foarte accesibile, în comparație cu prețurile la oraș. Sunt mai mici aici? Bineînțeles că sunt mai mici, poate 50% mai mici. Vă convine să faceți aprovizionarea de aici? Nu, suntem doar în zonă în trecere și dacă tot am ajuns, găsim și gustul pe care în Timișoara gen nu-l găsim. Producătorii locali afirmă faptul că aveau mare nevoie de această investiție pentru a-și putea expune produsele naturale. De asemenea, producătorii afirmă faptul că temperaturile extreme de afară îi fac să arunce foarte multă marfă. Sunteți producător? Absolut, absolut. Eu sunt producător și nu vând decât ceea ce produc eu. Roșii, castraveți și ardeiul până la urmă, toate sunt perisabile. Să strică din cauza căldurii. Foarte rău. Deci foarte rău anul ăsta. O să ieși pe pierdere anul ăsta? Eu zic că da. Da. Mi se strică efectiv, plantele se uscă cu totul. Producător? Da, din comuna Izverna, satul Busești, județul Mehedinți. Ce marfă e perisabilă? În mare parte cred că roșiile ar fi o problemă în soare, dar ale noastre nu cred că au o mare problemă. Sunt proaspete și culese cu seara, sâmbătă seara pentru duminică dimineața. Castraveții? Nu mi se par perisabile, tot la fel sunt proaspeți. Îi culegeți sâmbătă duminică? Da. Vă scoateți investiția? Nu prea, depinde de timp. Adică în perioada aceasta este foarte cald și riscurile sunt mari. Primarul orașului Baia de Arama, Ionuț Tudorescu, a înțeles necesitățile cetățenilor și a dorit să le vină în sprijin prin reabilitarea și modernizarea pieței, un loc unde atât producătorii cât și cumpărătorii se întâlnesc într-un mediu benefic pentru toți.